Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru roman, un roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens. Bună ziua și bine v-am regăsit aici în studioul Roman 24. Pentru următoarea jumătate de oră încercăm să discutăm din nou despre alegerile locale din 5 iunie, despre momentul în care romașcanii vor trebui să meargă la vot și eu sper să mergem cu toții pentru a alege primarul, consilierii locali și consilierii județeni. Domnule primar, bună ziua, bine v-am regăsit. Să rămână, bine v-am găsit și mă bucur că ați amintit că alegerile sunt pe 5 iunie, pentru că să știți, mi-au comunicat niște romașcani ieri că au primit telefoane la solicitarea domnului primar: vă rugăm frumos să fiți prezenți pe 3 iunie să votați. Bun, mi se pare o mare prostie că lumea chiar știe despre ce e vorba, dar să precizăm foarte clar că votul este duminică, 5 iunie. Da, întotdeauna votăm duminică, da, și vorbim de un alegere într-un singur tur de scrutin. Oamenii să știe că când se votează pe 3 buletine de vot: buletinul pentru primar, buletinul pentru consiliul local și buletinul pentru consiliul județean. Bun, sunt multe lucruri care se aruncă în această perioadă. Oamenii trebuie să fie cât mai bine informați și chiar vorbeam cu cineva aseară, primăriile în general, inclusiv primăria Roman, în ultimii ani au trebuit să preia și școlile, și spitalul, și un fel de... evidența informatizată, da, a persoanei, poliția locală, partea de pașapoarte. O grămadă de cheltuială în spinarea... devenim o moașă comunală, până la urmă, devine primăria. Cam devine, ați spus foarte bine. Toate încărcăm. Mai ales că lucrurile, deci s-a lucrat după Revoluție o perioadă și în primă parte anului 2000 au zis să se relaxeze lucrurile, să fie sub o anumită decizie administrativă, dar și financiară. La un moment dat au spus așa: descentralizăm, da, și descentralizăm atribuții și financiar o să fie și financiar. Au descentralizat învățământul, ne l-au dat nouă administrațiilor publice locale, începând cu școli, cu utilități, cu reparații, cu întreținere, care erau apanajul ministerului. Și acum le-am preluat noi. Fonduri n-au mai venit decât tot ceea ce înseamnă pentru salarii. De asemenea, au dat spitalul, de asemenea, investiții, lucrări, mai dau ceva, clar, casa pe medicamente și ministerul ceva pe aparatură. Evidența informată a persoanei, totul, noi, inclusiv aparatură, documente care se updatează datorită și modificării legislației de la etapă la etapă. Finanțăm noi, totul aproape în cadrul unui aceluiași buget. Mi-am și adus aminte de programul, de sistemul de programare online, care cum merge la... Foarte bine. Începuse... Care e o investiție făcută tot din forțele... Tot din forțe proprii. O investiție care, comparat cu beneficiul pe care îl aduce pentru cetățeni, este ca și sumă minoră, dar ca impact este major. Pentru că dacă am început inițial cu 18, 24, apoi 36, acum am ajuns în jur de 50 de oameni care deja se înscriu online. Foarte important și frumos este că cei care doresc să vină din străinătate deja își proiectează pentru o anumită perioadă a anului și o zi când își iau o programare pentru a-și rezolva problema de identitate. Cred că e un lucru foarte bun atât pentru cei din oraș, dar și pentru cei romașcani care lucrează sau sunt în străinătate, plecați pentru diferite activități. Bun, când vorbim de bugetul romanului, putem spune o sumă clară? Cât avem în pușculiță? Și... eu aș vrea să vă spun așa, că mulți vorbesc despre bugete, mulți sunt chiar și, sau ar trebui să fie specialiști în finanțe, economiști, și să știe exact despre ce e vorba. Numai că unii vorbesc despre bugete în ansamblu unui buget consolidat pe venituri, fără să discute de componentele bugetului pe venituri, iar când e vorba de partea de cheltuieli, nici nu amintesc.
Un buget are două componente, venituri și cheltuieli. La o primărie, și vă vorbesc de primăria municipiului Roman, foarte important este să se înțeleagă că partea, componenta principală sunt veniturile proprii pe care primăria și le realizează din taxe, din impozite, din amenzi, din avize și le colectează prin direcția de impozite și taxe. O altă componentă care este destul de mare, de grosieră și intră în ansamblu bugetului consolidat, dar care nu influențează în mod semnificativ activitatea comunității, decât sigur prin atributul de salariu, este cota defalcată din TVA. Cotele defalcate din TVA se transferă de la Ministerul de Finanțe pentru a plăti salariile profesorilor. Sigur că fiind peste 1000 de profesori, la un salariu mediu de 2000 de lei, dacă punem, vedem că se adună o sumă destul de mare. Cu CAS, cu toate ce înseamnă viramentele, suma este destul de mare. Numai că această sumă noi o preluăm de la Ministerul de Finanțe și o dăm mai departe. Nu oprim nimic din ea, că ar fi deturnare de fonduri și infracțiune. Deci este o componentă destul de mare în ecuația generală a bugetului, dar care nu influențează sub nicio formă alte atribute de întreținere și de eficientizare a activității comunității. Mai este o parte de subvenții. Partea de subvenție care vine reprezintă TVA-ul returnat pentru lucrări care s-au făcut și TVA-ul este eligibil. Și v-am dat exemplu la o emisiune anterioară unde investiția totală a fost de 4.950.000 de euro pentru hidrocentrală, din care TVA-ul a reprezentat 1.255.000 de euro, dau sumele grosiere, nu la așa, iar acel TVA imediat l-am recuperat fiind eligibil în cadrul proiectului. Deși acestea sunt sume care se întorc, dar ele sunt consecință a unor proiecte pe care le-am obținut și sigur a unei mungi depuse. Partea majoră care este fluctuantă, funcție de lansare de proiecte, funcție de exercițiu financiar, nu este cu caracter sigur în fiecare an, este acea parte de fonduri atrase. Fonduri atrase europene, guvernamentale, regionale. Sigur că acolo, în ultimii ani, noi am atras semnificativ fondurile. Au fost circa 50 de milioane de euro atrași din fonduri europene și aproape 10 milioane de euro din fonduri regionale și guvernamentale. Ținând cont că bugetul primăriei municipiului Roman își poate permite maxim 1 milion de euro pe an pentru investiții, înseamnă că ce s-au făcut în ultimii 5-6 ani în Roman ar fi trebuit, așteptând să cheltuiască din bugetul propriu, circa 60 de ani ca să realizăm. Revenind la partea esențială de buget pe care aia o putem lua în discuție, vorbim de veniturile proprii. Și aș vrea aici să documentez, pentru că s-au spus niște prostii despre venituri, cum că eu aș avea un buget acum de 11 ori mai mare decât era în 2008. Ar fi bine. Ar fi grozav, m-aș bucura. Da, e important, spuneați chiar la raportul de activitate pe anul trecut, faptul că romașcanii și-au plătit taxele și impozitele. Da, e un lucru foarte important. Anul trecut a fost o premieră, ca să spunem așa. Iată, în anul 2008, dacă camera poate focaliza aici, în mii lei dat, e 24.855.000 lei, adică ar veni 285 de miliarde de lei vechi. Da, pe anul 2008. Aceasta este era bugetul primăriei din venituri proprii. În anul 2015-2016, cam la fel, putem vorbi de 2016 că e estimat, dar 2015 este închis. Vorbim de 35.150.000. Da, adică 351 de miliarde. Adică bugetul de venituri proprii a primăriei municipiului Roman în 2016 e doar de 1,4 ori mai mare decât cel din 2008. Punând în sarcina acestui buget și faptul cum foarte bine ați sesizat, plătim și învățământul, plătim și sănătatea, plătim și poliția locală și evidența informatizată a persoanei și pașapoartele, care la momentul ăla nu erau gestionate în cadrul acestui buget. Deci de 1,4 ori ar creșterile. De 1,4 vin așa: 0,31 influența codului fiscal prin modificarea codului fiscal și aproape 1,1 prin impozit
pe venit. Ce înseamnă asta? Impozitul pe salarii. Ce înseamnă asta? Creșterea numărului de salariați la roman. Și o comparație. Veniturile anul 2015 față de 2014 au crescut cu 17% doar influenții din impozitul pe venit prin creșterea numărului de salariați la roman. În primul rând TRV-ul. TRV-ul, da. Deci este un lucru care este de statistici. Mai mult decât atât, aș vrea să vă informez că aceste documente se află public pe site-ul primăriei. Oricine le poate consulta. Nu e un secret pe care îl aduc eu astăzi. Dar sunt documente publice care evidențiază bugetul. Așa cum vă spuneam, fondurile europene nu măresc bugetul consolidat. Sigur că măresc bugetul consolidat la nivel de an. La nivel de an. Dar aia înseamnă o muncă foarte mare și eu vreau să vă spun că echipele din primărie... Și ele merg pe ceva clar, adică nu vin... Da, asta vreau să precizez. Dar eu vreau să vă spun că sunt echipe de primărie, tehnic, urbanism, UIP, unitatea de implementare a proiectelor, care în timpul depunerii documentelor a lucrat zi și noapte. Umblau fetele din UIP în capot și în papuși de casă noaptea prin primărie. Pentru că am depus PID-ul, de exemplu, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, am depus la București un metru cub într-o cutie de televizor din ăla Alfa, rusesc. L-am găsit prin magazin, în ăla am depus, am dus cu microbuzul documentația. Așa era atunci, sper să nu mai fie așa acum, deși noi învățăm foarte greu din experiențele triste. Și au muncit, deci rezultatul este a unor echipe care și-au dat silința și au fost alături de mine și am putut realiza aceste lucruri. Așa cum ați spus foarte bine dumneavoastră, aceste fonduri sunt sectoriale, sunt specializate și alocate secvențial. În sensul în care, dacă pe o linie de finanțare, într-o axă, spune că sunt bani pentru parcuri, dacă vrei accesezi să faci parcuri, dacă nu, nu. Dar nu cum spunea cineva, nu, dar de banii de parcuri trebuia să fac altceva. Nu, nu există. Cu banii de pe vacă nu poți să iei roabă și cu banii de pe roabă nu poți să iei bluză la femeie. Că nu merge. Fiecare bani s-a alocat în mod diferențiat. Spunea cineva într-o altă emisiune, un contracandidat, mă rog, că în loc de microhidrocentrală mai bine făceam altceva. Banii erau pe POSCE, pe Program Operațional Sectorial de Creștere a Competitivității Economice, care erau alocați pentru energie verde. Voiai să faci așa ceva? Bine. Dacă nu, nu făceai nimic, pentru că cu banii aia nu puteai să faci nici trotuare, nici străzi, nici școli, nici spitale. Deci lucrurile sunt foarte clare, numai că unii nu le știu sau, dacă le știu, vor să ducă lumea în eroare. Deci, până la urmă, bugetul care s-a realizat nu e un buget cert, pentru că, iată, din 2013 până în 2016, guvernul trebuia să pregătească linii de finanțare, de-abia avem ghiduri acum lansate de o lună de zile. Și eu vă spun că până în toamnă nu se reușește să tragă niciun ban, chiar dacă încep licitațiile de proiecte. Până să dă răspunsul și până organizezi tu licitația de lucrare, trece și 2016. Și iată că am pierdut și 2014, și 2015, și 2016 din exercițiul financiar 2014-2020. Deci, prin urmare, adevărul este aici. Iar când vorbești de buget, trebuie să discuți și de cheltuieli. Deci au prezentat numai veniturile. Dar cum foarte bine ați sesizat, partea de cheltuieli a crescut și ea în același timp. De ce? Păi au crescut și salariile în primărie. Tot din buget smulg. Au crescut salariile profesorului pe cote de defalcate. Deci din acel buget care îi zice mare, iau o parte, foarte pe lege națională, nu că ați mărit dumneavoastră. Nu că am mărit eu, e lege. Pe urmă au crescut costurile cu materiile prime, cu materialele, cu obiectele de inventar, pentru că au crescut prețurile de la an la an, cu combustibilii. Deci desfășor niște activități pe niște prețuri mai mari, care se iau din bugetul pe care l-am prezentat. Deci dacă lucrurile sunt privite în ansamblu și profesionist, ajungem la adevăr. Mai ales că v-am prezentat într-o emisiune că, de exemplu, noi acum facem reparații pe străzi cu voare asfaltice cu 25 de lei metru pătrat. La nivelul anilor 2007, 2008, 2009 se făceau cu 75 de lei metru pătrat doar plombe. Deci hai să vedem când se gestionează banul mai bine, mai atent și mai transparent. Bun, da, este corect și să spunem faptul că s-au făcut și împrumuturi pentru a suporta anumite lucrări și inclusiv pe fonduri europene, acea centură pe care dumneavoastră țin minte că ați făcut un apel la consilierii locali să-și dea acordul. Am plătit, avem bani să credeam plătim. Credeam că nu am aici, dar uitați că am. Haideți să vorbim de cele două împrumuturi. Un împrumut s-a luat în mandatul dinainte de a fi o primă. De celălalt primar, da? Da. Pentru ce s-a luat acel împrumut? Pentru reparații, modernizare, străzi, pietonal, alei și parcări. Deci pentru lucrări în care împrumutul să se ducă imediat aici. Aici sunt cele două împrumuturi. Da? Cele două care le are primăria. Al doilea împrumut pe care noi l-am luat,
Ăla a fost în 2007. În 2012 l-am luat pentru finanțare investiții publice, cofinanțări și prefinanțări proiecte europene. Adică noi reușim să atragem o sumă mare de fonduri europene, contribuția noastră, deși mică ca procent, 2%, e mare din per ceva mult. Mult, înseamnă mult și pentru bugetul local. Deci noi am luat un împrumut pentru cofinanțarea proiectelor europene, pe care practic acel împrumut l-am multiplicat. Pentru că cu el asigurând 2% și adunând 98% de la Comisia Europeană, acel împrumut l-am valorificat de 50 de ori. Da? Iar dacă tot vorbim de împrumutul acesta valorificat, și mulți am auzit că vorbesc de... Bun, dar era în jur de 7 milioane de euro, mi-aduc eu aminte. 29.354.200 de lei. Deci asta așa înseamnă 293 de miliarde de lei vechi. Ar veni în jur de 7. Și cel din 4 milioane de euro. 4 milioane de euro. Pe ăla îl încheiem în 2 ani de achitat. Deci îl încheiem și rămânem numai cu ăsta. Dar pentru că au fost anumite afirmații că primăria Romană e îndatorată, păi, și o să pățească ca piatra neamțul. Intrăm în faliment? Nici vorbă, dar noi facem lucrurile cu cap, nu ne batem joc. Vreau să vă spun că legiuitorul permite unei municipalități să se îndatoreze doar pentru proiecte de dezvoltare, așa cum am făcut și noi, până la 30% din bugetul total pe care îl are municipalitatea. Adică trebuie aprobate aceste împrumuturi. Sigur. Aceste împrumuturi se propun de către primar și executiv. Se aprobă în Consiliul Local, se înaintează toată documentația Comisiei Interministeriale de Acordare a Împrumuturilor și Comisia de la nivel național guvernamentală dă verde dacă da sau nu. În schimb, ce s-a mai întâmplat? Ca să fim corecți, în anii din urmă au fost unele municipalități care au avut anumită trecere la guvern și prin garanție guvernamentală poate fi depășit plafonul de 30%. Sunt orașe care s-au dus și la 60-65%, ceea ce mie mi se pare enorm. Riscant, riscant. Riscant. Corect spus, riscant. Ei, noi nu am făcut așa ceva, deși puteam să ne ducem până în 30%. Iată cât este. Cât este gradul în momentul acesta? Indicatorul serviciului datoriei publice locale, adică calculul gradului de îndatorare. E public, e pe site. Ia uitați-vă aici. 13,4%. Adică nici jumătate, mai mult nici decât de bun simț. Lege. Aici e pus și semnul mirării, la 2016, 13,4. Iar în 2 ani de zile, venim la 9,42. Adică am scăzut la 10, pentru că scăpăm de un împrumut și am venit la 10. Adică avem și la ora actuală unul din cele mai mici grade de îndatorare din municipalitățile din România. Iar în 2 ani, practic, sub 10% nici nu mai contează. E ceva mai mult decât simbolic pentru o primărie ca Romano. Bun, dar să mai adaugă și acel împrumut de la Ministerul de Finanțe care l-ați luat. Da, dar ăla știți cum e, nu de la, da, de la Ministerul de Finanțe. Ăla, practic, așa se numește împrumut. E o creditare pentru un obiectiv. E o sumă pe care noi ar trebui să o plătim din bugetul nostru, cu finanțarea aia. Pentru că bugetele în țară, în general, nu au putere să absoarbă. Nu era cazul Romanului, noi putem să luăm fără să apelăm la el. Da. Dar e cu dobândă zero. Pentru că doar îi luăm și dăm cât am luat, atât am dat. Atât dăm înapoi. Îi garantat de guvern. Îi garantat de guvern. Și fiind o facilitate, de ce să punem la o presiune bugetul local când îl putem da înapoi în 2-3 ani, câte o țărâită pe lună, decât să facem un efort acum și să dăm acum 20 de miliarde într-o lună, două de zile. Da. Despre asta era vorba. Ăla nu e un împrumut în sensul propriu al cuvântului. Cuvântului, da. Da. Deci vorbim de 13,4. Toate acestea sunt documente publice, se află pe site-ul primăriei. De asta le-am și adus aici ca să le arătăm. Ca să lumea să vadă despre ce e vorba. Că unii spun, cum Piatra Neamțu, e greu și Romanul poate să intre. Nu intră nimic, lucrurile sunt gândite, pentru că eu am gândit așa, gospodărește. În sensul în care nu mănânc casă și mă îmbuip și peste o săptămână mor de foame în casă. Nu, am gândit lucrurile să putem face de la etapă la etapă cât mai mult, dar să avem o predictibilitate, iar bugetul să fie ca un organism viu, sănătos, pe care eu în prezent sau alt primar în viitor să se poată baza, iar Romanul să nu fie sub o balanță dezechilibrată. Corect. Bun, când vorbim despre ceea ce atragem noi ca și venituri și apoi vorbim și despre partea investițională, niciodată banii din bugetul local nu vor ajunge și pentru străzi, și pentru locuri de joacă, și pentru parcări, și pentru tot ceea ce se face. Ați reușit de-a lungul anilor să mai atrageți și fonduri de la județ și de la guvernamentale.
Și aici mă refer în principal la artera Roman-Est, care s-a făcut cu ajutor de la Consiliul Județean Biblioteca. Prima parte. Prima parte. E de artera Roman-Est, prima parte am făcut-o, era președinte domnul Vasile Pruteanu. Da. Atunci am făcut cele mai mari realizări la Roman. Prima parte a arterei Roman-Est, Muzeul de Științe ale Naturii din Parcul Municipal, finanțat totalitate din Consiliul Județean atunci, când ea Vasile tot îmi zicea, mai păcălit, ai luat toți banii, tu n-ai pus niciun leu. Lasă-ne, Vasile, că e în județ aici, nu l-am dus la Vaslui. Biblioteca. Așa, Casa Falcoianu, pe care era scoasă să fie la vânzare, era 9 miliarde, 800 de milioane, aproape 10 miliarde de lei, pe care au cumpărat-o Consiliul Județean, au pus toți banii ei și au rămas în Roman ca instituție publică. Apoi Biblioteca George Radu Melidon, cu care am început, practic de acolo s-a născut acordul de parteneriat și colaborarea noastră. Deci au fost proiecte frumoase pe care le-am făcut, apoi o colaborare bună am avut și cu, Dumnezeu să-l odihnească, domnul președinte Culiță Tărâță, care a continuat cu biblioteca, cu finanțarea la bibliotecă. Și un sprijin important atunci pentru spital. Și la spital, da. Lifturile, modernizarea unor secții ne-a ajutat foarte mult, domnul președinte Culiță Tărâță. Reabilitarea termică, așa este. Bun, da, acum cum pe urmă a venit un pic mai greu, deși avem un vicepreședinte acolo, Romașcan, din păcate nu a pus suflet pentru Roman. Mai anunță prin unele emisiuni că au dat ei nu știu cât, 5 sau 6 milioane, pentru că ei zic și vreo 15, dar practic odată anul ăsta, până la sfârșitul anului, nu au avut banilor rectificat, le-au luat și au zis că îți dau mai încolo. Da. Și le-au dat mai încolo și le-au adunat din nou, dar banii ai de fapt nu i-au dat, ci i-au luat. Le-au luat înapoi, da. Da? Știți că în bancul ăla, e adevărat că omul e din... Și că da, e adevărat, dar nu e din București, e din Vaslui. Da. E adevărat că trăiește cu o femeie, dar nu-i soția lui. E adevărat că are niște copii pe lângă el, dar nu s-a lui, s-a vecinului. Și e adevărat că muncește, dar nu ziua, numai noaptea l-a furat. Da. Despre asta, așa și asta. E adevărat că erau vorba de niște bani de la Consiliul Județean, numai că nu i-au dat, nici i-au luat. Și acum lucrurile nu prea sunt clare cu aparatul ăla de radiologie. Păi nu, că au dat numai jumătate, atâta, despre aia e vorba, care au rotit de două ori. Da, da. 4 miliarde jumătate, trebuiau să mai dea încă 5. Și o luat-o și o frecat-o. Bun, da, e important că vorbim despre partea politică. Aici în Roman trăiesc și PSD-ști, bravo, și peneliști, și permiști, și independenți. Adică până la urmă... Nu, și mai ales când ești romașcan. Din păcate să știți că unii romașcani, și o spun cu tristețe, când pleacă din Roman, uită să mai privească înapoi și imediat se pliază pe noul peisaj, abandonând practic etosul de aici. Pentru că eu vă dau un exemplu. Dom'le, mai apar și într-o emisiune și mai scoți ochii că dai la spital 5-6 miliarde. Când tu dai la spitalul județean până într-o 100 de miliarde de lei pe an, iar președinta Consiliului Județean, doamna Arcan, recunoaște că spitalul de la Roman arată mult mai bine, e mult mai eficientizat și modernizat față spitalul de la Piatra Neamț. Și n-are problemele de management, care... Atunci eu mă întreb, frate, unde vărsați cu căldarea apă în fântână în fiecare an, între 70 și 100 de miliarde de lei, și la Roman, care deservește Romanul și 28 de comune, o populație de aproape 200 de mii de locuitori, scoți ochii că dai 4-5 miliarde când tu ești romașcan, bagă 40-50 de miliarde dacă ești romașcan și simți că eu dacă aș fi acolo ar trebui să fiu. Mi s-a propus, dar n-am vrut eu pentru că am zis că mă ocup în continuare aici. De aceea avem nevoie de un președinte de Consiliul Județean care să fie echilibrat și care să sprijine. Credeți în domnul Mugur Cosmanciuc? Spune lumea, este din Iași, adică până la urmă cunoaște... Nu, cum nu trebuie. Contează de unde este și vă dau și argumentul. Vă rog. Și noi, europarlamentarii noștri, când candidăm la Bruxelles, vin din Botoșani, vin din Alba sau vin din Constanța. Și merg la Bruxelles și dacă știu să lupte pentru un țel comun, ceea ce nu prea s-a văzut, ar putea să obțină niște rezultate foarte frumoase pentru România. Și comisari europeni am avut și n-am simțit foarte tare acest lucru, decât atunci când a fost domnul Cioloș cu agricultura, atunci s-au făcut niște lucruri. Dar acum, în ultima vreme, n-am simțit nimic că am existat și noi acolo la conducerea Comisiei Europene. Asta e unul. Doi, în momentul în care tu, parlamentar, te anunți în Parlamentul Bucureștiului, vin parlamentari din toată țara. Așa că pe mine mă interesează, în primul rând, nu neapărat că eu nu sunt pe principiu că o fi prost, dar-i prostul meu. Eu sunt pe principiu că să fie om, să aibă valoare și să pot colabora cu el. Pentru că dacă este un om care este vertical, care este un om care nu s-a auzit despre el că umblă cu prostii și cu huidumeli, dacă este un om care a avut reprezentare la nivel local și național, pentru că domnul Cosmanciuc a fost și consilier județean la Iași și deputat
în Parlamentul României și ministru secretar de stat la Ministerul Mediului și Administrarea Apelor și Pădurilor. Și de vreo 2 ani de când a preluat președinția Partidului Național. S-a schimbat un pic atitudinea. Și am văzut că mult mai prezent sunt pe scena politică, adică eu știu că în Roman partidele ne cheamă numai din 4 în 4 ani sau mai când sunt alegeri. Da. Totuși pe la PNL tot am mai trecut din când în când cu o veste bună, cu un anunț pentru autostradă, că ne luptăm, că așa tot este. De fapt, aș inițiat acea întâlnire de la Iași cu autostrada cu prim-ministru. Deci, iar eu am avut o discuție foarte clară. Facem echipă, ne susținem, dar în condiții de principialitate. Dom'le, Romanul are nevoie să fie sprijinit, pentru că municipiul Roman contribuie în ecuația generală a PIB-ului județului Neamț cu 55%. Adică, practic, baza economică a județului Neamț e Romanul. Nu trebuie să faci abstracții și să ieși tu că ești președinte sau vicepreședinte, mă impresionează pe mine tare la Consiliul Județean, că tu ai două capete și eu am numai unul. Și să spui că, da, nu v-am dat 4-5 miliarde, dar mi-ai dat mie acasă. Păi dă orașului și dă mult orașului, pentru că orașul dă mult județului. Iar Romanul nu cercește și nu cere în genunchi, ci el cere foarte corect, drept și demn ce îi se covine. De asta solicităm. Dom'le, partea Romanului să-i vină, nu să mă duc. Ei vor să stau eu în genunchi și să mă rog să devin sclav? Eu n-am să devin niciodată sclav. Eu le spun așa, hai să ne respectăm, hai să avem demnitate, hai să avem verticalitate. Dar nu facem pentru un oraș. Păi, dar bineînțeles, și eu mă duc. Când mă duc să cer pentru mine, să nu-mi dea. Dar dacă mă duc și cer pentru spital, dacă mă duc și cer pentru bibliotecă, zice, dar nu ți-am dat, dar mi-ai dat mie, ai dat orașului de unde ești și tu. Și tu ești tot din orașul ăla. Adică așa cum zici că mi-ai dat mie, ți-ai dat și ție. Da, până la urmă este pentru o comunitate exact. Și nu... Despre asta vorbim. Iar eu cu domnul deputat Mugur Cosmanciuc, în acest proiect Neamț 2020, din care Roman 2020 e parte integrantă, și săptămâna viitoare am să vă prezint mai multe lucruri din Roman 2020, am stabilit niște lucruri foarte clare, în care Romanul să fie sprijinit, pe niște proiecte foarte clare, pe care, așa cum am spus, am să vi le prezint și am și garanția în cazul în care noi cum vom duce Consiliul Județean, ca aceste lucruri vor fi finanțate de către Consiliul Județean, ceea ce cred că va fi un parteneriat bun pentru Roman. De altfel, eu am avut mână bună la președinții de Consiliul Județean și cu domnul Pruteanu și cu domnul Culiță Tărâță. Au fost niște oameni care au privit întotdeauna spre Roman, care au ajutat Romanul. Le mulțumesc de domnul Vasile Pruteanu aici pe pământ, lui Culiță Tărâță în ceruri și mă rog ca Mugur Cosmanciuc să fie un președinte chiar mai bun decât au fost cei doi, să ajute mai mult Romanul ca să se vadă că onoarea, cuvântul, demnitatea și principiile sunt respectate când doi oameni într-adevăr există un angajament corect și drept. Bun, credeți că în această campanie electorală lupta se duce pe proiecte sau pe vorbe? Sau eu cred că și la nivel local și la nivel național, după cum ați văzut, campaniile electorale mai mult sunt niște promovări de țățisme. Adică ceva de genul bapea mătii. Aia nu-i bună, aia n-ai făcut. Dar arată tu ce ai făcut. Dom'le, uite, eu am făcut asta, da? Îi bun, nu-i bun, uite, l-am făcut, merge așa, se deschide, se închide, lumea judecă dacă e bun sau nu-i bun. Dar tu nu faci nimic, n-ai condus în echipa ta, în viața ta 10 oameni și arăți, au făcut scaunul ăla, ai pe negru, trebuia să fii pe maro. Uite cu ierul ăla, l-au făcut cu 2, 4, 6, 8 brații, trebuia să-l facă cu 11. Sigur că pot exista păreri pro și contra, dar e important ca ele să fie constructive, să coaguleze energii, să dea naștere unor idei, pentru că eu, dacă văd o idee bună la unul contracandidat la mine, preluată, în viitorul mandat al meu, sigur că o voi prelua și o voi susține, dacă e o idee bună pentru oraș. Dar atâta timp cât unii vin numai și critică proiectele altora, fără ca ei să anunțe un proiect, să susțină o idee, sau văd că copy-paste-ul a devenit sport național, adică copiatul. Apoi, cu copiatul mai copiam și noi, dacă ne eram elevi. Aceeași idee ca și dumneavoastră, a fost o coincidență de gândire. Eu mă bucur dacă ar putea să se țină după mintea mea. Pentru că, de exemplu, proiectele pe care noi le-am dat în strategia și am avut-o aici, la noi, strategia de dezvoltare a municipiului Roman, avem proiecte dezbătute din urmă cu 2 ani. Iar ei le anunță acum, uite cu ce proiect nou venim noi. Stai că este în Carta Romanului, Strategia Națională de Dezvoltare, la care au lucrat grupuri de lucru de 100 de specialiști și au pus-o la punct și se regăsesc acolo aceste proiecte. Dacă vii cu unul nou care nu este acolo, jos cu pălăria. Dar atâta timp cât îl copii de acolo și spui că e a tău, mi se pare, hai să nu zic degradant, dar măcar jenant, așa ușor jenant. Dar în sfârșit e o campanie, campania electorală suportă multe. După campanie, știți ce se întâmplă, cum e campania? E ca o furtună pe mare.
și se luptă, e bătăi, se răstoarnă bărci, vapoare, se ciocnesc între ele. Se termină campania, se liniștește furtuna, îi liniște și vedeți cum trag bărcile, una fără o vâslă, una cu fundul spart și scoate unul cu căldărușa apa, da, altul cu pânzărușă, trag la mal. Numai că vaporul câștigător îi tras la chei. Iar bărcile care au vrut să scufunde vaporul să gândească dacă au loc unii să tragă la chei unde vaporul deja docat. Eu sunt sigură că în marea familie romașcană lucrurile loc o să fie exact cu oamenii buni, da, în cap. Faptele vorbesc de la sine. Asta ar fi concluzia. Așa este. Fapte nu vorbe, am spus-o întotdeauna. Lucrurile se văd, oamenii pot judeca. Nu sunt vreun perfect, nu sunt vreun ideal. Sunt un om care am căutat să mă perfecționez atât prin studii, prin educații, prin instruire, prin tot felul de traininguri în domeniul de activitate în care de fiecare dată am lucrat, fie că a fost învățământ, fie că am fost în sistem managerial, fie că a fost în control, fie că a fost în administrație. Am căutat să țin pasul cu vârfurile domeniului respectiv. În ce măsură am reușit? Notele profesorii mei sunt romașcanii mei. Ei îmi vor da nota pe 5 iunie, îi aștept cu drag la vot, le spun că mă aflu pe buletinul de vot pe poziția 1 și la primar, și la Consiliul Local, și la Consiliul Județean. Vor fi 3 buletine de vot, pe fiecare poziția 1, facem echipă și mergem mai departe să dezvoltăm municipiul Roman, un oraș european aici, în inima Moldovei. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani. Rămâneți alături de programele Roman 24. Vă mulțumim! Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca Romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca Romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru Roman, un Roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens.